Eu și familia mea suntem oficial în război cu infractorii din BC. Aceștia au ales să joace murdar și l-au răpit pe domn polițist. Am aflat despre ei că au niște tuneluri secrete sub oraș și nu o să vă vină să credeți ce am găsit acolo. Rămâneți până la final să aflați ce se află sub orașul BC. În momentul de față, băieți și fete, sincer să fiu cu voi, am rămas fără cuvinte. Polițistul de la SWAT care a venit să ne ajute să-i capturăm pe criminalii aia nenorociți care ne-au distrus orașul a fost împușcat mortal chiar lângă noi. Doctor Barbă, domn polițist, ce ne facem? Cred că oficial, fraților, am intrat în război cu nemernicii ăștia. Cred că pur și simplu nu mai avem ce să facem. Bă, ăștia m-au urmărit, de unde au știut? N-am idee, sunt foarte speriat. Mi-a murit colegul de la SWAT. Doamne, iartă-mă! Băi, fraților, bă, voi vă dați seama? Am intrat în război cu ei, oficial am intrat în război cu ei, dar eu nu-mi dau seama, gen, cum au reușit aia să mă urmărească pe mine toată ziua, că asta au făcut, m-au urmărit, dacă și-o dat seama de planul nostru, bă, cum, fără să-mi dau seama? Dar avem nevoie de un plan mult mai bun decât ăsta, bă, da, acum oficial suntem în război cu ei și 100% avem nevoie de un plan mai bun, dar ce plan, cine poate să ne ajute, man? Doamne, iartă-mă, mai ales că detectivul ăla... Marius probabil au acces la camerele de supraveghere. Da, normal, pentru că detectivul conduce poliția și normal că are acces la tot ce poate să aibă acces un polițist. Doamne, iartă-mă. Păi și ce ne facem? Trebuie să venim cu un plan mai bun. Au și spus asta, corect. Doamne, mi-a trebuit să ne uităm că nu cumva să fie cineva pe aici, fraților, sau ceva. Ăla care l-a omorât pe agentul SWAT, eu zic să mergem la secție. Acolo suntem în siguranță și trebuie să vă arăt ceva. Ce să ne arătați, domn polițist? Ce nu merg nicăieri, doctor Barbă, haideți că nu vă arestează nimeni. Nu calc la nicio secție, doctor Barbă, nu vă arestează nimeni, putem să mergem că, uite, suntem prieteni acum. Am zis că nu, bă, doctor Barbă, pentru chestia asta ce se întâmplă acum suntem prieteni. Nu am apucat să vă spun, dar am aflat lucruri despre detectiv. Alte lucruri despre detectiv? Ceva ce ne poate ajuta? Nu merg la secție, da, cred. Haideți, doctor Barbă, vă rog eu, vreți să rămâneți aici, cine știe cine, doamne iartă-mă, ne supraveghează. Că pe bune, băi și fete, bă, ăla l-a omorât pe membru de la SWAT și după a fugit, men, și acum poate să fie în orice loc de aici. Hai, veniți. Veniți aici, doamne, bine, hai, că nu mai au de tine, gata. Hai să nu mai ținem armele astea în cazul în care trece vreun civil pe aici sau ceva. Haideți să mergem la secție. Deci, domn polițist, din câte am înțeles, a găsit niște informații noi, băi și fete. Bă, da, eu în continuare, eu doar am imaginea aia când noi trebuia să așteptăm să vină oamenii aia să-i arestăm sau să facem altceva. Și ăla a fost împușcat, dar dacă mi-aduc aminte bine, băi și fete, că chiar dacă a fost acum câteva minute, nu mai aduc aminte că am fost foarte șocat, cred că a fost o împușcătură de sniper, adică cineva a tras de la distanță, s-a auzit așa, BOOM! Doamne, man! În fine, haideți să mergem, nu poate să fie ceva bun, vă spun, faci 100% că nu poate să fie nimica bun aici, man. Doamne, iartă-mă, dar na, sunt curios ce a aflat domn polițist despre detectiv. Ce chestie nouă, oribilă am mai aflat în afară de chestiile oribile care se știu despre el. Domn polițist? Stați, ok. Hai să ne arătați care-i treaba. Doamne, iartă-mă. Nu o să-ți vină să crezi. Ok, hai să vedem. Hai să vedem care sunt noile. Mamă, să lăsăm armele aici. Ah, nu, că sunt armele lui doctor Barba. Ia, arătați-l și mie, domn polițist. Ia și citește, Marius, ok. Haideți să vedem, băieți și fete, ce a aflat domnul polițist despre doctor Barbă. Raport activitate financiară. What? Cu cine ajută până chestia asta? Raport ancheta asupra lucrărilor subterane suspecte din Blocky City. În urma investigațiilor în curs, autoritățile din BC au descoperit informații alarmante cu privire la activități suspecte legate de lucrări subterane desfășurate în oraș acum aproximativ 3 ani. Suspecții principali sunt Daniel și fratele său, detectivul orașului, care au fost implicați într-o colaborare financiară cu o firmă de construcții pentru săparea de tunelul și camere subterane. Da, dar tu ce... Băi, nu dăm detalii, băi, alo, voi aflați despre detectiv, nu despre mine, Marius, da. Am auzit că faci prostii, domn polițist, haideți să ne focusăm pe ce avem acum de făcut și, deci, așa a spus că vreți să salvați orașul, lăsați de tot, că dumneavoastră a zis, dacă mi-aduc aminte, este orașul cetățenilor, nu al infractorilor, chiar dacă doctor Barbă, infractor, cetățean, până la urmă, e un om, mă înțelegeți, până la urmă este un om, bun, stați să vedem ce zice aici. Aceste lucrări au ridicat serioase întrebări cu privire la natura și scopul lor. A, deci, domn polițist, dumneavoastră ați aflat că Daniel și frate-su, da, adică și detectivul,
au făcut lucrări gen, au făcut tuneluri prin oraș, camere secrete sub oraș. Mamă, asta 100% are de a face cu afacerea lor de pe dark web, în care răpesc oameni. Bă, poate toate chestiile alea pe care le fac ei pe dark web, toate live stream-urile alea, toate nenorocirile alea, poate se întâmplă chiar în orașul nostru sub noi. E clar că așa ne-au și urmărit. Mamă, dar chiar doctor Barbă, având în vedere că au tuneluri subterane. Mamă, păi bă, trebuia să-mi dau seama, nu era tunel până și în camera copiilor mei. A, ba da. Doamne, iartă-mă. Mă gândesc ca peste tot, nu? Trebuie o investigație mai amplă, o să o dureze o seară. Stați două secunde. Autoritățile din BC au început o anchetă amănunțită pentru a aduna informații și dovezi cu privire la aceste lucrări subterane și pentru a identifica scopul lor final. Ne-am dat seama noi de scopul lor final. Echipele de investigație lucrează îndeaproape cu experți în construcții și geofizică pentru a cartografia și a cerceta terenul. Ok, asta nu mă prea interesează. Bun, păi domn polițist, eu cred că ar fi foarte, foarte bine să aflăm unde sunt aceste tuneluri. Momentan nu știți, bărez, nu? Unde sunt tunelurile? Doamne, bă, cred că singurul tunel de care se știe. O să încerc să aflu, Marius, vă rog, nu știu acum. Unde sunt alea? Bă, probabil sunt în tot orașul, băi, și vede, probabil sunt camere secrete în tot orașul, probabil peste tot se întâmplă ceva, cine știe. O să-mi iau o seară, după cum ți-am spus. Bun, o să mă duc cu colegii mei. Ok, domn polițist, uitați aici. Haideți că cei care au rămas, da, îmi pare rău. Haideți că eu o să mă duc cu doctor Barbă înapoi la laborator și o să îi înmânez armele. Ia arma asta, acum eu n-am nevoie de nicio armă. Și după... Da, să ne dați mesaj, domn polițist, vă rog, să ne țineți la curent în cazul în care se întâmplă ceva. La revedere! Vă rog să... Domn polițist, da. Domn doctor Barbă, nu trebuie să fiți intimidat de domn polițist. Și ce zic, adică n-o să vă facă nimica. Mă cam enervează, da, având în vedere că e un polițist, îmi dau seama că vă enervează. Oh, bă, stați puțin, doctor Barbă, n-avem mașină, credeți că putem să împrumutăm una de-a lui domn polițist? Stați puțin să-l întreb. Domn polițist? Îmi cer scuze, putem să împrumutăm o mașină și să o aducem mâine? Putem să împrumutăm o mașină, că trebuie să mergem acasă, acum cine știe ce se întâmplă, să o aduce înapoi. O aduce doctor Barbă înapoi, mai bine așa. Doctor Barbă, haideți cu mine, o aduceți dumneavoastră înapoi, da? Să nu cumva să faceți vreo prostie. Stai puțin, ce? O aduci tu, nu doctor Barbă? Lăsați domn polițist, că nu e, nu o aduc, băi. O să o aducă, stați liniștiți. Doctor Barba, haideți că, da, clar, vă rog eu să o aduceți, deci pe bune. Hai că o mai aduc dacă e. Acum avem ocazia să ne împrietenim cu poliția, să fie totul bine și dumneavoastră nu trebuie să dați cu piciorul. Haideți că o să vă las pe dumneavoastră la laborator și după eu o să mă duc acasă, băieți și fete. O să-i dau mesaj și Magdalenei să văd ce mai face cu copiii mei, Doamne, iartă-mă. N-am încredere în el. Bă, mie mi se pare domn polițist un om foarte de încredere, știi? Dar na, activitățile lui cu activitățile lui doctor Barbă nu prea coincid. Nu știu de ce ai tu atâta încredere, pentru că m-a ajutat foarte mult. Și dumneavoastră m-ați ajutat, doctor Barbă, foarte, foarte mult, dar și ăsta m-a ajutat și mai mult. Ai văzut că nu mă suportă? Păi nu vă suportă că sunteți un infractor, normal că nu vă suportă. E, da. Bun, haideți că vă las aici. Doctor Barbă, vă rog să duceți mașina la loc, dacă eu o să mă duc acum acasă și să aveți grijă cu armele alea. Da, clar. Vă rog eu să aveți grijă cu armele alea. Doamne, iartă-mă. Bun, băi și fete. Haideți că o să mă duc, o să mă bag la somn. Totodată o să-i dau un mesaj și lui Magdalena, după cum v-am zis, să văd ce face. Se pare că planul din seara asta a ieșuat lamentabil și a și murit un om. Doamne, iartă-mă, man. Bă, ăla cumva e un cap de schelete în fața cutiuții poștale? Eu nu mi-aduc aminte să fie avut capul ăsta de schelete undeva. Oh my god, o scrisoare. Începe ce? Da, ce? Ce? Bă, oh my god! Bă! Cine e ăla? Fraților! Unde s-a dus? Bă, a dispărut? De astăzi începe războiul. Bă, era un... Bă, că era un... un criminal de la de pe dark web. Bă! Unde s-a dus ăsta să-l caut? Bă, a dispărut instant, ești nebun? Doamne, iartă-mă! Bă, mamă, stai să mă bag rapid în casă! Mamă, ce m-am speriat! Mi-a stat inima în loc, fraților! Doamne, iartă-mă, mi-a stat inima în loc pe bune! Ok, Haideți să mergem în casă, să-i dau mesaj Magdalenei, după cum am zis. Doamne, iartă-mă! Era unul ăla de pe dark web, nu?
Ok, hai să mergem la culcare. Bună dimineața, băieți și fete, este ora 7:30 dimineața și sincer să fiu cu voi aseară, nu prea am reușit să dorm și să știți că nu prea m-am gândit la toate lucrurile astea nașpa care se întâmplă cu Daniel, cu detectivul. Singurul motiv pentru care n-am putut să dorm a fost că era casa goală, băieți și fete, adică mă simt atât de ciudat că e casa goală, că nu e Magdalena cu mine, că nu e Răzvan, că nu e Izabela, însă trebuie să ne gândim că ăsta e un lucru foarte bun pentru că ei sunt la bunici și sunt în siguranță, în fine, hopa! Văd că am primit și două mesaje noi, stăți că pe astea nu le-am văzut. Primul mesaj e de la Magdalena, știți că v-am zis că aseară o să-i dau mesaj, că i-am dat mesaj. Marius, scumpule, te rog să ai grijă. Copiii sunt foarte îngrijorați, însă eu și părinții tăi încercăm să-i ținem ocupați și cu gândul la alte lucruri. Sper să terminăm odată cu toată prostia asta și să ne putem vedea de viață liniștiți. O să ce să-i vizitez. Faceți-o și cred că, na, o să facem asta cât mai rapid, dar până atunci stăm așa. Să fim foarte paranoi, știi? Chiar dacă e nașpa să fii paranoi, câteodată e bine, că cine știe când te urmărește un criminal de pe dark web. Și domn polițist zice, Marius vine urgent la secție, ia-l și pe doctor Barbă, pentru că știu cum să le dăm afacerea peste cablul ăștia și să-i prindem. Opa! Domn polițist aseară a stat și a găsit planul? Dacă ne iese chestia asta, o să pot să-l arestez și pe detectiv și toată treaba asta cu dark web-ul și cu răpirea de oameni o să ia sfârșit. Mamă, let's go, băi și fete, let's go! Haideți, let's go. Bun, stați să închid chestia asta. Asta e foarte bine, man. O să terminăm totul astăzi. Stați să merg să-l iau și pe doctor Barbă și să mergem la secție, man. Doamne, let's go. Oare ce a aflat, fraților? Mamă, dar a făcut o descoperire foarte, foarte bună în legătură cu acele tuneluri. Cine știe, fraților, unde sunt tunelurile astea? Poate să fie și sub casa mea unul. Și camere secrete, ați văzut că nu sunt doar tuneluri. Adică nu doar, mamă. Doctor Barbă n-a dus mașina la loc. Wow, ok. Nici măcar nu știu de ce sunt mirat, dar voi vă dați seama, bro, nu sunt doar tuneluri. Pe lângă tuneluri, mai sunt și camere secrete, cine știe ce se întâmplă acolo. Doctor Barbă, ce stai? Mai aștepte și tu puțin, că în curând îți voi pune și a treia mână și totul va fi bine. Ce n-ai bate super atât? Doctor Barbă, bună dimineața, cu cine vorbeați? Neața, vorbeați cu asta? Ok, cu mutant, ok. Doctor Barbă, am o veste. Domn polițist a găsit varianta prin care noi putem să terminăm toate chestiile astea, să-i arestăm pe toți și să terminăm tot războiul ăsta. Ți-a zis care e? Nu, trebuie să mergem la secție să ne arate. Hai să mergem acolo. Și totodată, iar la secție, da, doctor Barbă, da, tot la secție. Și totodată, apropo, de ce n-ați dus mașina la loc? Doamne, iartă-mă, haide că o ducem acum. O ducem acum, băi și fete. Eu iau mașina roșie, doctorul Arba ia mașina albastră și numai bine o ducem la secție să nu fie probleme. Hai să mergem, ha. Luați-o dumneavoastră, aveți grijă. Haideți să mergem la secție, băi și fete, sunt chiar foarte curios ce o să ne arate domn polițist. Aveți grijă, vă rog eu. Ok. Hai că mergem bine. Bă, mi-am dat seama că mașinile astea nu merg de... nu merg chiar atât de rapid, adică BP să vine 14.4, aia cred că e viteza sau habar la mamă, doctorul o conduce haotic. Ok. Hai să mergem și să vedem care e treaba. Și nu mai avem nici benzină, va trebui să mă opresc undeva să bag benzină. Însă până atunci, doctor Barbă, mamă. Haideți, vă rog eu, mai repede. Bun. Dar nu înțeleg de ce domn polițist nu mi-a zis direct atunci. Haideți, vă rog eu. Haideți, vă rog eu. Bun, hai să vedem care... Mamă. Doctor Barbă? Doctor Barbă? Stați două secunde. Bună ziua! Unde este domn polițist? Cine e prietenul tău? Nu contează cine... Doctor Barbă, vă explic eu, lăsați. Nu-ți pasă ție. Ce faceți aici? Am venit să vorbim cu domn polițist. Unde e domn polițist și dumneavoastră ce căutați aici? Adică vă rog să plecați, avem o investigație. Domn polițist a dispărut și suntem îngrijorați. Cum adică a dispărut? Trebuie să-l găsim. A dispărut și încercăm să-l găsim. Păi când a dispărut? Dați-ne și nouă detalii. Bă, fraților, dar mi-a trimis mesaj azi dimineață. Investigăm și facem tot posibil. Bă, dăm detalii. Bă, tu l-ai răpit, mamă. Deci, bă, 100% ăsta l-a răpit. Doamne, iartă-mă. Suntem triști și e prioritatea noastră numărul 1. Hai că e. Doamne, men, doctor, dumneavoastră ați auzit?
Să-l găsim pe domnul polițist, hai că e, păi vă rog eu atunci să faceți ceva să-l găsiți. Așa ar trebui să faceți. Ne ajutați să-l găsim? A, putem să venim și noi cu voi să vă ajutăm să-l găsiți? Nu cred, cum adică nu credeți? Eu zic că putem să facem asta. De ce n-am putea? Investigația noastră, am înțeles. Aha. E domnul nostru polițist drag, mamă, doctor Barbara, hai să plecăm de aici. Doamne, iartă-mă. Bă, ăștia l-au răpit pe domn polițist. Doamne, iartă-mă. Hai, zi frumoasă. Doctor Barbara, ăla este detectivul, că dumneavoastră a zis că știți pe Daniel. Ăsta e fratesul lui Daniel, ăla care face combinații pe Dark Web și ăsta 100% e băgat în afacere cu el. Doamne, păi și nu e clar ce s-a întâmplat? Ba da, dar ăsta e șeful poliției, ce putem să-i facem? Ăsta e șeful, detectivul e șeful. Doamne, man. Acum, fraților, bă, trebuie să-l găsim pe domn polițist. Cam asta am putea să facem. Mamă, deci ăsta, domn polițist 100% a aflat ceva valoros de ăștia, au vrut să-l răpească. Trebuie să existe o rezolvare. Bă, singura variantă ar fi să găsim o modalitate prin care să ne uităm pe camere de supraveghere din tot orașul. Dar asta nu putem să facem pentru că nu-l avem pe domn polițist, detectivul e acolo. Doamne, man. Ba da. Cum adică ba da? Stai liniștit. Doctorul, cum adică? Nu putem. Știu eu un hacker foarte tare. Păi și ăsta poate să vină să se uite pe camere? Da. Păi chemați-l, vă rog. Chemați-l la laborator și hai să mergem și să-l așteptăm pe ăsta, să vedem ce se întâmplă. Doamne, iartă-mă, bă, mie nu vine să cred. Domn polițist a fost răpit, men, ce... Da, dispărut, a fost răpit direct. Băieți și fete, a venit hackerul presupus pe care l-a chemat doctor Barbă. Bă, și nu știu, adică mi se pare ciudară de tot, uitați-vă la ăsta, are o mască de Anonymous, habar n-am cine se crede, știi, adică zici că e un hacker de ăsta copil. Băi, alo, ce faci aici? De ce râzi, Marius? Păi, nu știu, doctor Barbă, ce hacker e ăsta cu mască de Anonymous? Ăsta e hacker de ăsta, are mască din târg. E foarte pregătit, dar de ce are mască pe el, că nu-l demaschează nimeni? Omul e foarte capabil, mă concentrez, Zalo, nu auzi că mă concentrez și asta. Dar tu știi ce trebuie să faci, nu? Trebuie să hackuiești camerele de supraveghere ale orașului și să afli ce s-a întâmplat. Ok. Vrei să faci tu în locul meu? Nu. Stați niște, de ce aveți un... Nu. Lăsați, faceți dumneavoastră. Nu te mai lua de el. Dar nu mai iau de el, doctor Barbă, dar... Na. Bine, îmi cer scuze, domnul Anonymous. Cum te numești? Marius, domnul Anonymous. Hai, vă rog eu, faceți dumneavoastră. Vă rog eu. Știe foarte bine ce face. Îmi dau seama. Nu te mai enerva și tu. Atunci nu te mai lua de mine. Ok, doctor Barbă, veniți pe aici. Doctor Barbă, ce cu ciudatul ăsta, bă? De ce are mască cu Anonymous? Ce hacker e ăsta? Ăsta e hacker din filme, are mască... De ce are mască când e la calculator? Adică, hackerul nu trebuie să apară cu mască numai când face vreun videoclip sau ceva? De ce te tot iei de el, dar nu mai iau de el? Ai încredere în mine, am încredere în dumneavoastră. Mamă, mai durează puțin. Dar văd că se mișcă cam greu, fie vorba între noi, dar na. E cam ciudat ce se întâmplă, băi, și vede, după părerea mea. Nu vreau să... Imediat nu mai comenta. Ai terminat? Ai reușit să afli ce s-a întâmplat sau ceva? Trebuie să pun totul cap la cap, taci, te rog. Lasă-l odată în pace. Ok. Tu nu vrei să afli sau... Ba da, vreau să aflu, dar nu știu. Ai aflat, omule? Gata, bum! Ok, bun, hai că a aflat, ok. Hai să vedem... mai dacă-ți gura, hai să vedem ce informații... N-a aflat nimic, vă dați seama. Hai să vedem ce informații... O secundă. Stați că mai are puțin timp, trebuie să mai proceseze. Mai durează o secundă, ia zi, frate. Doctor Barbă, nu știu, tare am impresia că eu eram hacker mai bun decât băiatul ăsta. Fie vorba între noi, îmi pare rău. Ok, domnul Anonymous, spuneți-ne care-i treaba, ce hackerie. Nu zic nimic dacă comentez, dar n-am comentat nimic, că făceam și o glumă să distind atmosfera, că aici poți să tai tensiunea cu cuțitul. Am aflat multe lucruri. Păi da, pe noi ne interesează ce s-a întâmplat cu domnul polițist. Dacă vrei să-ți spun, mamă, bă, cât mă enervează asta. O să te coste mai mult, doctor Barbă. Că băiatul acesta comentează, îmi pare rău, doctor Barbă, dar hai, dumneavoastră aveți bani, nu-i nicio problemă. Haide, zi odată, mă, zi odată că trebuie să-l salvăm. Ne pierdem aici timpul cu domnul Anonymous. Doamne, iartă-mă. Așa. Acum, băi și fete, vom afla dacă băiatul ăsta chiar este un hacker
Deci aseară în jurul orei 2 dimineața, domn polițist era la secție și se uita prin acte. Ok. Deci totul s-a întâmplat atunci. Ok, și ce... Și ce s-a întâmplat cu el? Ceva destul de normal, mi se pare. Bă, corect, și eu sunt de acord, adică ce să fac cu un polițist noapte la secție. Mai ales un polițist ca domn polițist, da? Care trebuia să rezolve un caz. Altceva? A mai făcut altceva. Dar trei indivizi au venit la el și au spus în șoaptă să ridice mâinile și să vină după ei. Mamă, cine erau acei trei? 100% erau de aia de pe Dark Web. L-au luat cu mașina, 100% erau de aia de pe Dark Web și l-au dus în pădure. În care pădure, gen? În ce parte? Unde? În pădurea de lângă spital, mamă, hai să mergem. L-au omorât? Așteaptă, stai. Ok. Nu l-au omorât, bă, bănesc că nu l-au omorât. Mamă, să-mi dea acum hacker o bombă că l-a omorât. Și acolo s-a închis, nu se mai știe nimica. O, s-au închis camerele. Trebuie să mergem acolo. Chiar dacă nu plăcea prea mult de la uștesc camerele. Ok, bun, hai să mergem. Mulțumim domnul Anonymous, care a învățat să facă hackerisme de la pufuleți. Hai să plecăm. Doamne, iartă-mă, bă, un băiat destul de ciudat. Dar hai să vedem ce o să facem acolo. Haideți în pădurea de lângă spital. Doctor Barbă? Îmi cere scuze că Mario ăsta a fost mult prea rău cu el. Cum să fiu? Da, fiți atent. Vă întreb sincer, nu vi se pare dubios că are masca aia pe față? Chiar nu vi se... Nu e dubios? Cum nu e dubios? De ce are masca pe față? Se crede în filme. Ai văzut că știe. Bă, da, adică nu cred că a inventat el povestea asta. Nu știu, acum o să vedem. Eu sunt dubios că am halat sau ce? Nu, că dumneavoastră sunteți genul... Dumneavoastră sunteți om de știință și aveți nevoie de halatul ăla. De el are nevoie de mască dacă e hacker. Cum, el nu vede mai nașpa cu masca, el avea nevoie de ochelari. Să nu-i se afle identitatea, da, că dacă dumneavoastră ați fi vrut, nu putea să-l bateți sau ceva, să-i dați masca jos. Trebuia să aibă masca aia prinsă cu elastic în spate. Hai, gata. Doamne, iartă-mă, bă, n-are niciun sens în continuare, băi și fete. Domnul Anonymous e ciudat rău de tot. Hai să mergem, comentezi pe noi, ți-a zis ce trebuie sau nu? Păi hai să vedem dacă mi-a zis ce trebuie sau nu. Bun, hai să ne oprim undeva pe aici, deci în pădurea de lângă spital. Haideți, băi și fete, stați că nu știu unde să lăsăm chestia asta. Hai să lăsăm mașina aici. Bun, deci în pădurea asta de lângă spital, cică. Ok, păi haideți să vedem, deși că în pădurea asta. Bă, ciudat rău de tot. Păi unde mai exact? Păi nu știu, undeva în pădurea asta trebuie să găsim sau poate e cineva pe aici să întrebăm. Ia stați două secunde. Acolo, înăuntru, acolo n-aș intra. Dumneavoastră ați intrat acolo, doctor Barbu, înăuntru. Trebuie să vedem dacă găsim cineva prin zona asta. Poate găsim pe cineva, băi și fete, să întrebăm dacă l-au văzut pe domn polițist sau dacă au văzut niște chestii mai dubioase. Nici pe ăștia nu i-aș întreba. Doctor Barbă, dacă nu găsim pe nimeni, cred că o să mergem noi pe aici. Trebuie să ne uităm în partea asta. Opa, da! Ia uite pe cineva. Bună ziua, domnule. Avem o întrebare pentru dumneavoastră. Auziți? Noi căutăm aici un domn polițist. Ați văzut vreun polițist pe aici sau ceva? Ați văzut ceva de genul? Sau ceva dubios? N-am văzut nimic. Nimic, nici ceva, nu știu, niște mașini, mai mulți oameni care răpeau un om, chestii de genul, absolut nimic. Dar e mult mai bine așa. La ce vă referiți? Cum adică e mult mai bine așa? Bă, na, doctor Barbă, pentru că până acum 6 luni, e mai bine așa, doctor Barbă, cine știe, au fost lucrări non-stop în pădurea asta. Ia uzi, lucrări non-stop, ce lucrări? A venit o echipă de construcții. Aha. Ok. Să facă niște tuneluri. Ok. Mulțumim pentru informații. Și nu păreau dubioși acei oameni. Ba, probabil că da. Hai să plecăm, doctor. Mulțumim foarte mult. Ok. Deci, bănesc că v-ați prins. Cu plăcere, mamă. Ok. Haideți să mergem, nu știu. Hai să mergem în pădurea asta. Deci, aia de lângă spital. Adică, aia din partea asta. Trebuie să ne împărțim, băi și fete, și să vedem dacă găsim vreun tunel sau ceva de genul. Dacă găsim vreo chestie pe aici. Uitați-vă, domn doctor, după o intrare. Să vă uitați după o intrare, domn doctor. O intrare către un tunel sau ceva. Mamă, moment, dar e greu să găsim asta aici de bun pe aici. Unde e un bloc în jos sau ceva de genul, acolo trebuie să fie o intrare.
Momentan nu văd nimica. Nu văd nimica nici aici, nici acolo. Mamă, băi, și vede, dar ce facem dacă intrarea în tunelul ăștia, dacă există vreun tunel pe care l-au ăștia, e astupată, hă? Dacă ăsta e cazul, noi suntem terminați, vă dați seama. Dacă ăsta e cazul. Dar n-ar trebui să fie astupată, bro. Ați găsit ceva, doctor Barba? N-am văzut nimic. Mamă, băi, și vede. Băi, e complicat rău de tot să găsim un tunel sau ceva aici. Uitați-vă. Pare totul perfect. Adică niciun fel de... de problemă din câte văd eu. Unde ar putea fi? Stai să mai căutăm. Ia vedeți, băi, și vede că acolo e ceva. Acolo e ceva săpătură în pământ. Hopa! Doctor Barbă? Oh my god! Ok, 100% acolo e ceva. Să mergem? Să intrăm înăuntru? Nu! Cum adică nu? Bă, băi, și vede, acolo 100% e ceva. Diseară în armați, Marius, ascultă-mă. Da, men, s-ar putea să... Na, s-ar putea să ne pândească cineva, cine știe. Ascultă-mă, așa va fi totul bine și vom fi în siguranță. Dacă ne trânim cu aia... Mamă, core, mamă, băi, și vedeți că am găsit multe acolo și niște sânge. Da. Mergem diseară, doctor Barbă. Trebuie să ne facem un plan să venim aici. Deci, pe bune, nu mai putem să călcăm strâm, că uitați-vă că toată lumea dispare din jurul nostru. Pur și simplu. Haideți să mergem înapoi la mașină. Doamne mele, ok, bun. Dar hai să ne aducem aminte de locul ăsta ca să știm unde să venim. Deci, unde mai este lângă... Stai că deja îl pierdurăm. Da, uite, aici, ok, e aici. Lângă copacul ăsta de bărci. Fă o poză cu mintea. Bun. Fix în spatele restaurantului ăstuia. Uite pe ăștia, ok. Baftă vouă. Bun, haideți... Haideți, băieți și fete, eu o să mă duc acasă. Astăzi voiam să merg la Magdalena, adică nu la Magdalena, la părinții mei, să o văd pe Magdalena, să-i văd pe copii, dar 100% nu o să mai pot să fac chestia asta. Nu o să mai am timp. Doctor Arbă, dumneavoastră, să faceți un plan și să-mi trimiteți pe e-mail, dacă puteți. Tu ai zis că n-ai vrut să intri acolo la restaurant. Da, nu vreau să intru, chiar nu vreau să intru, adică erau niște chestii dubioase rău de tot. Și uite că acolo era, da. Da, era lângă restaurant, într-adevăr. Bun, păi haideți că o să vă duc la laborator și după să-mi trimiteți mesaj pe e-mail cu planul. Deci diseară intrăm acolo, băi și fete, cine știe ce putem să găsim. Haideți, băi și fete, că nici măcar n-a trecut o oră și deja am primit e-mail de la Dr. Barbă cu planul. Hai să vedem care sunt pașii. Deci, 1. După echiparea cu arme trebuie verificată zona. Ok, noi intrăm în acea încăpere până când nu suntem siguri că putem și să ieșim de acolo. Bă, cred că adică a spus acolo că e o scară și știi. Doamne iartă-mă, să nu fie vreo prostie să ne blocheze acolo, dar în rest cred că putem să folosim scara. Că nu cumva ne pândește cineva ca să ne înghidă acolo pe veci. Încercăm să folosim armele doar dacă este ultima variantă, nu vrem să atragem atenția cetățenilor și nici a infractorilor. Bă, da, corect, mamă, dar ce a zis aici la punctul 1 chiar mi-a dat de gândit, băi și fete, și dacă e o capcană să ne închidă pe noi acolo, men? Că nu știu, parcă e și așa prea descoperit locul ăla. 3. Odată ce am intrat acolo, analizăm totul mult mai repede și nu pierdem timpul vorbind acolo. Intrăm, vedem ce găsim și după ieșim. Doctor Barbă. Bă, mi se pare un plan destul de bun. Oricum o să discut cu Doctor Barbă. Hopa, asta că sună cineva la ușă. Mamă. Vă rog, gata. Intrați înăuntru, vă rog. Intrați înăuntru. Doamne, nu te mai vin detectivul ăsta. Intrați înăuntru. Bună ziua, domnule detectiv. Sper că ați venit să-mi dați niște vești despre domn polițist. L-ați găsit, bănuiesc, nu? Sau ați avansat cu ancheta? A? Bună ziua și dumneavoastră. Nu despre domnul polițist. Dar despre ce? Nimic până acum. Cum nimic, domnule detectiv? Încă-l căutăm. N-ați găsit nimic în plus? N-ați avansat deloc cu ancheta? Nu mai pune atâtea întrebări, alo. Băi, nu-ți pot spune. A, e confidențial. Aha, am înțeles. Păi și de ce ați venit la mine atunci? A? Ce treabă aveți cu mine? Mă luați iară la interogatoriu, că am făcut eu ceva la domn polițist, cam multul pe un cetățean. Ia uite-te la asta. A venit să-ți arăt un caz mai vechi, dacă știi ce zic. Poftim? Ce să-mi arăți? Ia și citește, dar ai grijă. Stați puțin, băi, cum adică? Cum adică să-mi arătați un caz mai vechi? Ce treabă am eu cu cazul vechi?
Domn detectiv, despre ce-i vorba aici? Doar așa, cum adică doar așa? Cazul dubios al dispariției ai doi polițiști din Blocky City. O să vezi. Ok, haideți că o să-l citesc, na. În urmă cu aproximativ 15 ani, orașul BC a fost gutit de dispariția misterioasă a doi dintre cei mai buni polițiști ai săi. Inițial, dispariția primului polițist, denumită raport ca P1, a fost raportată de către familia și colegii săi, după ce acesta nu s-a întors acasă la finalul turei de patrulare. În încercarea de a găsi pe colegul său dispărut, un alt polițist denumit în raport ca P2, cel mai bun prieten al lui P1, a plecat într-o misiune de căutare. Cu toate acestea, după ce P2 a intrat și el în pădurea de lângă oraș pentru a-l căuta pe P1, niciunul dintre cei doi n-a mai fost văzut sau mai dat vreun semn de viață. Eforturile de căutare și investigații au fost intensive, iar autoritățile au implicat resurse considerabile în încercarea de a-i găsi pe cei doi polițiști dispăruți, dar fără succes. Cazul a rămas un mister nerezolvat timp de 15 ani. Ce treabă am eu cu un caz? Domn detectiv, stați puțin că nu înțeleg. Nu-ți dai seama? De ce să-mi dau seama? Deci, dumneavoastră mi-a dat un caz despre un polițist care a fost dat dispărut și după colegul lui s-a dus să îl găsească și a dispărut și el. Exact. Cum adică? Au dispărut și ei. Aha. Fă legătura cu situația asta, afară din casa mea, hai, afară toată lumea, afară toată lumea, afară am zis afară, toată lumea afară. Nu mai am treabă, domnul detectiv, afară toată lumea afară, hai, pa, pa. Doamne, arată-mă, bă, băi și fete. Bă, ăsta m-a amenințat subtil. Bă, voi v-ați dat seama? Polițistul ăla a dispărut și după colegul lui s-a dus să-l caute. Ăsta practic îmi zice că dacă mai bag nasul și dacă încerc să-l găsesc pe domnul polițist, o să dispar și eu. Cam asta mi-a zis. Că mi-a zis exact, fă legătura cu situația noastră. Doamne, men. Dar eu nu mă las, băi și fete. Diseară mă duc la laboratorul lui Dr. Barbă, ne echipăm, mergem acolo, vedem ce găsim în camera aia secretă și sperăm să fie ceva care să ne ajute să-l găsim pe domnul polițist. Doamne, iartă-mă, ce om! După cum puteți vedea, fraților, afară s-a întunecat și acum a venit momentul să mergem acolo și să vedem ce o să găsim în tunelul sau în camera aia secretă. Habar n-am dacă e tunel sau cameră, urmează să aflăm. Haideți că o să merg acum la Dr. Barbă, cred că e trecut de ora 11 noaptea, el mi-a zis să vin pe la ora asta pe la el. O să ne luăm armament ce avem nevoie și mergem acolo să explorăm. Sperăm să nu avem vreo surpriză sau ceva de genul. Haideți să iau mașina. Doamne, iartă-mă, deci am emoții, băi și fete. Am emoții de ce se poate întâmpla, men. Sper să-l găsim totuși pe domnul polițist. Vedeți că nu se aude nimica de el. Ăla, na, are chef de glume să-mi arate mie că o să dispar și eu. Chiar vreau să văd cum dispar. Dr. Barbă? Bună seara, Dr. Barbă. Haideți să mergem. Să-mi spuneți ce trebuie să iau, care-i treaba. Ia de aici. Oh, let's go. Deci avem Mach 10, avem o lanternă și pistol. Bun. E ok așa, eu zic că pe bune, ok, hai să mergem, Dr. Barbă. Doamne, iartă-mă, fraților. Mamă, da, lanterna asta chiar funcționează, bro? Ia stai să vedem. Mamă, chiar funcționează. Ok. Bun, haideți să mergem, Dr. Barbă. Aveți emoții dumneavoastră, bănesc că nu, la câte chestii ați mai făcut, trebuie să fim pregătiți, pe bune. Bun. Pentru tot ce e mai rău. Deci mergem acolo. Mergem acolo, băi și fete. Ne uităm așa puțin în zonă. Sau să intrăm numai... cum îi spune? Să intrăm numai unul? Nu, eu zic să intrăm amândoi. Să aici la împrejurim. Nu. Intrăm amândoi. Cel mai bine ar fi așa, băi și fete, să intrăm amândoi. Intrăm amândoi. Ne uităm dacă găsim ceva sau chestii de-astea. Bă, da, Dr. Barbă, știi ce mi se pare ciudat? E că noi... În continuare, nu știm ce a găsit domn polițist despre ăștia. Credeți că ăia, pe domn polițist, l-a răpit odată cu informațiile despre ei, nu? Că de-aia l-a răpit. Nu știu, clar e ceva de rău. Ceva de bine pentru noi, dar ceva de rău pentru ei, știi ce zic? Că de-aia l-au și răpit, da, corect. Bun. Deci, băi și fete, haideți să ne punem mașina în parcarea spitalului. Momentan nu e de bine nici acum. Ne punem mașina în parcarea spitalului. Și după mergem acolo, că domnul polițist nu e cu noi. Bun, mergem aici, bun. Dr. Barbă, haideți încet. Veniți încet, vă rog eu. Bun, dumneavoastră mergeți cu lanterna. Aprindeți lanterna și hai să vedem care-i treaba, bro. Let's go, fraților. Bun, deci trebuie să mergem în partea asta. Stați să...
Stați să mergem. Acolo. Chiar acolo, doctor Barba. Bun. Hai să mergem. O să-mi iau arma în mână. 3, 2, 1 și... Mâinile sus! Oh my god! Ce e aici, băi și fete? Asta e o spânzurătoare, asta e o ghilotină. Camera 42, deținut polițist. Deci probabil aici a fost... Mamă, camera 42, mai sunt alte 41 de camere. Deci probabil aici a fost deținut chiar domn polițist, nu? Mamă, tunelul raport. Hopa! Am găsit și o carte. Stați două secunde, doctor Barba, poate chiar e cartea aia de care aveam noi nevoie. Raport la poliție, căutarea infructuoasă a tunelelor și camerelor secrete în Blocky City. După o serie de investigații și căutări intense, autoritățile din BC au constatat că n-au reușit să găsească nicio urmă a presupuselor tuneluri și camere secrete care au fost săpate acum aproximativ 3 ani. Această lipsă de progres în identificarea și localizarea acestor structuri subterane ridică întrebări legate de eficacitatea metodelor și echipamentelor utilizate în cadrul investigației. Având în vedere complexitatea și amploarea presupuselor lucrări subterane, se consideră că este necesar să se apeleze la resurse suplimentare și la experți specializați pentru a continua căutările și pentru a identifica locația și scopul acestor structuri. În acest sens, se propune implicarea FBI-ului, care dispune de resurse și tehnologii avansate pentru investigații complexe și pentru căutări subterane. Dr. Barba, cred că asta înseamnă că ideea lui domn polițist a fost să implice FBI-ul? Mamă, man! Păi și ăștia sunt atât de speriați de FBI încât l-au răpit? Chiar dacă echipamentul și aparatura utilizată de poliția locală sunt de calitate, intervenția și asistența FBI ar putea oferi perspective noi și abordări inovatoare pentru rezolvarea acestui caz. Echipamentele lor de detecție și survolare, inclusiv dronele și tehnologia avansată de scanare, ar putea facilita identificarea și localizarea structurilor subterane într-un mod mai eficient și precis. Nu știu ce să zic, e clar că totul este foarte dubios. Doctor Barba, deci cred că... Deci domn polițist, băieți și fete, a găsit raportul ăsta, da? Unde se spune că singura variantă ca orașul să mai fie un oraș normal și să-i dăm afară pe infractorii ăștia ar fi să implicăm FBI-ul. Și ăștia l-au răpit. Deci asta înseamnă că ăștia nu vor deloc să implicăm FBI-ul. Nu știu, doctor Barba, eu cred că e imposibil să-l găsim. Adică asta e camera 42. Mai sunt alte 41 de camere în tot orașul minim. Nu e logic că nu vor. Ba da, bun. Păi doctor Barba, cred că am găsit ce trebuia să găsim. Cred că e simplu. Mergem la laborator și sunăm la FBI, nu? Sunăm la FBI, încercăm să-i contactăm și le zicem ce se întâmplă. Deci asta, chestia asta nu voiau nenorociți ăștia să o afle. Hai să plecăm acum. 100% ne vor ajuta. Bun, mamă, băi și fete, bun. Deci ăsta... era marele plan al lui domn polițist. Hai să mergem să nu ne vadă domnul Artemă nimeni. Deci trebuie să sunăm la FBI și să implicăm și pe ei ca să, na, să detronăm toată această grupare infracțională din oraș. Asta e singura noastră variantă, man. Nu mai avem alta. Hai să luăm mașina și să plecăm, doctor Barba. Trebuie să facem rost de numărul de telefon de la FBI. Să sunăm acolo, sper să nu se observe. Nu cred că o să se observe. Să sunăm acolo și să vedem ce o să facem. Bă, ce se aude? Ce se aude? Bă! 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 Mamă, mamă, treci pe lângă asta! Stai, stai! Bă, ce se întâmplă? Bă, nu! Nu! Doctor Barba, trageți! Trageți! Bă! Mamă! Doamne, iartă-mă! Bă! Ce-a fost asta? Bă! Bă, doctor Barba... Ăștia ne pândeau cu mașina, man. Ți-am zis că sunt pe urmele noastre. Doamne, iartă-mă, stați să parcăm mașina asta undeva, să o abandonăm aici. Stați să o iau, să o abandonez. Bă, mamă, doamne, iartă-mă. Hai să mergem, doctor Barba. Hai la laborator, hai repede. Bă, ce-au venit ăștia pe urmele noastre, ești nebun? Mamă, dar câți mai sunt? Eu voi sta cu arma încărcată. Ok, doctor Barba, deci haideți, mergem la laborator, căutăm numărul de telefon de la FBI, sunăm acolo și încercăm să le explicăm situația și să vină să ne ajute, nu știu. E singura variantă, pe bune. Doctor Barba, ați sunat? Mergeți să sunați, haideți, vă rog eu, nu răspunde nimeni. Nu știu ce naiba, cum adică să nu răspundă nimeni la FBI?
Dar măcar sună telefonul sau ceva? Sună? Nu. Păi dacă nu sună, înseamnă că n-aveți semnal, doctor Arbă. Stați, să mă duc eu să iau vreun telefon. Să... Ce n-am semnal? Păi dacă nu sună telefonul, înseamnă că nu există cam cel mai bun. Cel mai bun semnal din tot orașul ăsta. Na, eu vă cred. Păi atunci, nu știu, hai să... Nu este cineva mai tare ca mine pe telefoane. Păi haideți la mine acasă atunci. Haideți la mine acasă să vedem, poate iau eu, băi, și fete, un telefon, nu știu. Ia vedeți că e cineva în față. Doctor Barbo? Ia vedeți că e cineva în față. Domnișoară? Domnișoară? Ia. Domnișoară? În spate, în spate. Domnișoară? Bună ziua! Aveți un telefon la îndemână? Că am vrea să sunăm pe cineva neapărat. Aveți un... Am, pentru ce? Păi vrem să sunăm pe cineva. Vrem să sunăm pe cineva, e o chestie mai importantă, am vrea să sunăm. Stai așa că nu merge. Ce nu merge? Nu vă merge nici dumneavoastră telefonul? Nu merge telefonul. Bă, cum adică nu merge telefonul? Ia vedeți că mai e cineva acolo. Ok, mulțumim, la revedere! Ia să-ți băi și vede că mai e un bătrân pe aici. Bă, cum adică nu merge telefonul? Nu merge la nimeni telefonul. Ce, domnule, iartă-vă. Domnule. Bună ziua. Bună seara, de fapt. Îmi cer scuze. Aveți un telefon la îndemână. Am vrea să sunăm pe cineva. Venem să sunăm pe cineva. Am telefon. Bun, păi vă rog, gen, este o urgență foarte mare. Dacă puteți, o să dureze, gen, 5, maxim 10 minute. Nu pot. De ce nu puteți? Aparent nu merge. Bă, cum adică? Nu merge? Bă, nu merge? Nu merge niciun telefon? Nu merge să suni? Doctor Orbă, asta înseamnă... Nu merge la nimeni? Asta înseamnă că nenorociții ăștia au tăiat semnalul. Au tăiat comunicațiile în oraș și noi acum nu mai putem să sunăm pe nimeni. Mamă, fraților, ce ne facem?